Domnilor, domnilor, doar câteva momente, vă prezint lovitura pe care o vor încasa milioane de români. Este o manevră în spatele acestor relaxări. De fapt, discutăm despre o încălcare mascată a drepturilor și libertăților cetățenești. Ce restricții se vor păstra pentru românii nevaccinați și de câți vaccinați mai e nevoie pentru revenirea la normalitate, așa cum o știam noi? Secretarul de stat, Andrei Baciu, de la Ministerul Sănătății, unul dintre coordonatorii procesului de vaccinare, este în direct alături de noi. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc pentru efortul pe care îl faceți și în această seară. Bună seara dumneavoastră, invitațiilor, tuturor celor care ne privesc, mulțumesc pentru invitație. Domnul Baciu, România devine tărâmul maratoanelor, dar nu al celor sportive, ci al celor sanitare de vaccinare. Înțeleg că de mâine începe maratonul și în București. Așa este și dumneavoastră ați descris foarte bine. E un efort destul de amplu, însă linia de finish, linia de sosire, ne duce către ceea ce se întâmplă deja în alte țări, revenirea la o viață normală. Și atunci, orice fel de modalități de a accelera procesul de vaccinare este esențial pentru a oferi șansa, de fapt, tuturor celor care își doresc să se vaccineze, să o facă cât mai ușor, cât mai repede. Astăzi, de altfel, este și o zi în care am atins o bornă simbolică, 100.000 de persoane vaccinate într-o singură zi. Este pentru prima dată când se întâmplă lucrul acesta în România și trebuie să menținem... Mențineți ritmul ăsta de creștere sau măcar constantă suta asta de mii? Există posibilitatea logistică pentru asta? Există și posibilitatea logistică, există și dozele necesare. Vor exista variații de la o zi la alta. În weekend, personalul medical, care totuși vine după un an destul de greu, mai are nevoie, evident, să ia o mică pauză, să se mai odihnească, să schimbe turele și atunci, cum se întâmplă și în cazul testării, în weekend probabil vor mai exista mici fluctuații. Însă o să menținem ritmul la acest nivel și pe măsură ce trece timp o să și creștem Domnule Baciu, cum creșteți la medicii de familie? Pentru că știu că dumneavoastră ați insistat foarte mult pentru obținerea finanțării activităților, hai să spunem, extra în acest domeniu, dar iertați-mă, ieri am citit, erau 222 de vaccinuri făcute cu Johnson & Johnson. E aproape nimic. A fost, să știți că aici nu e o activitate foarte voluminoasă, pentru că medicii de familie programează de obicei puțin pacienți în timpul unei zile, multiplu de 5, pentru că sunt flacoane care conțin 5 doze. Și atunci, în ideea de a evita irosirea unor doze, planifică 5, 10, 15 pacienți, de obicei pentru început cam 5 pacienți, așa au fost planificați. Însă lucrurile cresc. Spre păi 5 pacienți, dacă luăm la 222 de vaccinuri făcute, iertați-mă, sunt tocmai o să stric laptopul postului, am dat apă pe el, revenim la ce aveam de spus. 222 împărțit la 5 înseamnă 40 ceva de medici din familie, unul pe județ. Au fost, în cursul zilei de ieri, erau 13 județe, din câte știu, și un sector din București, însă astăzi sunt în jur de 900 de persoane vaccinate cu Johnson & Johnson. Poate vine cineva totuși. Începe să crească. Oricum, în decurs de câteva zile, o săptămână, o să crească semnificativ numărul medicilor de familie și, practic, și asta este o soluție foarte accesibilă, pentru, în special pentru comunitățile mai îndepărtate, care poate nu au un cabinet medical, o clinică medicală, un dispensar și atunci au un medic de familie care, dacă oferă această posibilitate, este foarte la îndemână pentru toți din acea comunitate. Domnul Baciu, unde au loc maratoanele din București de mâine? Și cât durează? Mâine se desfășoară o activitate extrem de importantă în București și vă mulțumesc foarte mult că ați adus în discuție acest subiect. Avem două locații. Sala Palatului, o cunoaște oricine din București, unde avem 40 de fluxuri. Este o echipă mare de oameni care a muncit, 40 de cabinete de vaccinare, efectiv. Și, practic, începând cu mâine după masă, oricine dorește poate să se prezinte la vaccinare fără niciun fel de programare. Fără niciun fel de programare, fără nimic. Hai să lămurească, vii ca la creditul cu buletinul, da? Arăți buletinul și te înțapă, da? Absolut. Cu buletinul, ne prezentăm cu buletinul, există 40 de fluxuri acolo și încă 10 fluxuri la Biblioteca Națională, unde, la fel, fără programare, doar cu buletinul ne putem prezenta. Vaccinarea se face cu vaccin produs de către companiile BioNTech-Pfizer.
Deci, practic, ne dorim ca în decursul acestui weekend să putem să accelerăm și mai mult și să oferim șansa, de fapt, tuturor celor care poate au avut un program aglomerat, poate n-au reușit să se programeze când și-au dorit. Acum o pot face pe lângă centrul de drive-thru, pe lângă Spitalul Militar din București, unde, la fel, prezentarea se face la fața locului fără programare, se poate face și aici. Domnul Baciu, știți că urăsc să dau sfaturi, dar mi-a venit o idee. Nu știu, uite, puteți să mă considerați unul dintre promotorii vaccinării, dacă tot m-am vaccinat și mă înjură lumea că am trădat nobilele idealuri ale luptei de clasă. V-ați gândit la zona de cârciumărie s-o implicați și nu la modul ăla tembel în care încearcă unii să o facă, că nu mai intri în cârciumă dacă nu ești vaccinat, ci eventual, uite, la berăria H, na, mi-a trecut mie până cap acum, unde să strâng cu sutele de oameni odată. Poate fi o idee? Mă gândesc că vin mai mulți la berărie decât la Biblioteca Națională. Este o idee foarte bună și nu este departe de a putea fi implementat o astfel de idee. Să vă spun și de ce, pentru că ne-am lansat această posibilitate pentru companiile private, da, să organizeze centre de vaccinare și pentru angajații proprii și pentru familiile acestora. Deci, practic, o astfel de activitate, dacă ar fi de dorit pentru o companie, pentru un restaurant, poate fi făcută și poate fi, în momentul de față, poate fi deschis ca centru pentru populația generală, în sensul în care noi o putem înregistra în platforma noastră să fie vizibilă, așa că cine intră pe platformă poate să vadă centru respectiv. Asta ar însemna sigur cu programare, dar ținând cont de faptul că din acest weekend, practic, ne putem prezenta fără niciun fel de programare la orice fel de centru de vaccinare, cu orice fel de vaccin, practic, începând în acest weekend, o astfel de abordare ar putea fi fezabilă cu reglementările pe care le avem în vigoare. Domnule Baciu, domnul Câțu întrebat astăzi dacă statul român va stimula, ceea ce v-am întrebat și eu pe dumneavoastră mai acum vreo săptămână, activitatea asta, să mă rog, pe cei care vin să se vaccineze, nu știu, cu o sumă în bani, cu habar n-am, un voucher, cu o zi liberă, cu orice, a spus că nu, că noi nu alegem această variantă pe care au ales-o alte state, nu neapărat toate, pentru că noi insistăm pe importanța, hai să spunem, socială a actului medical și pe dorința românilor de a reveni la normalitate. Dar eu vă dau, nu știu dacă sunteți în fața unui televizor. Sunteți? Da, urmăresc. Da? Hai să dăm imaginea de la Arad. E maraton al vaccinării și la Arad, domnule Baciu, între 7 și 9 mai, ceea ce salutăm cu elan entuziasm pionieresc. Vineri, sâmbătă, duminică, e cu muzică, uite, o idee de entertainment, vin și DJ-ii, toată lumea fericită, sunt și banduri, să și cântă, dar să vedeți surpriză. Tombolă cu premii oferite de niște prăvălii, care constau într-o masă, niște beri și așa mai departe. Ăștia exced cadrului oficial al statului român, că bănuiesc că nu organizează niște particular maratonul vaccinării la Arad. Văd, stați, dacă bat până acolo, primăria municipiului Arad și cred Consiliul Județean. Activitatea de vaccinare, sigur, este organizată de către instituții ale statului, însă faptul că sunt anumite entități private care aleg să ofere anumite, nici nu știu despre ce e vorba, despre eveniment, despre maraton, dar nu știu despre acest... Scrie jos acolo și care sunt sponsorii care oferă premiile la tombola organizată de Primăria Arad și Consiliul Județean, repet, două entități statale. N-am cunoștință despre această tombolă, dar dacă ar fi o chestiune organizată de către o entitate privată, acestea s-au mai organizat, sigur, cu alte ocazii complet diferite, cu evenimente tradiționale, poate nu cu această situație. O să mă uit, o să văd despre ce e vorba și o să pot să revin cu un feedback. Trebuie să cercetez să văd exact. La noi e o masă caldă, în altă parte era un joint de marihuana, dar gata rulată, că am văzut, deci să nu ți-o faci tu ca prostul după capul tău, o bere sau la sârbe am văzut echivalentul a 20 sau 25 de euro, dacă nu mă înșel. Au fost și studii în acest sens în Statele Unite, au fost publicate câteva studii. Da, păi chiar în Statele Unite e aia cu jointul de marihuana, adică nu... Toate aceste abordări variază și de obicei sunt adaptate în funcție de profilul sociocultural al populației respective. Sunt populații care
au o relație de încredere mult mai avansată cu autoritățile și atunci se merge foarte ușor. Sunt alte societăți în care există o cultură care sunt alte principii. Fiecare societate a adaptat măsurile pe care le-a considerat a fi cele mai eficiente, cele mai utile. Ideea e că, până la urmă, aceasta este singura soluție pe care o avem pentru a depăși pandemia și vedem că lucrul ăsta funcționează în alte părți. Suntem și noi în grafic, trebuie să menținem ritmul. Avem o soluție să închidem acest capitol nefast, să ne protejăm familiile, să ne protejăm propria sănătate și cred că cel mai important lucru este să încurajăm, să încurajăm pe toți cei dragi să promovăm avantajele vaccinării și să îi încurajăm să se prezinte la orice fel de centru de vaccinare începând din acest weekend, pentru că nu mai e nevoie de programare, te poți prezenta oriunde cu buletinul și în funcție de locurile disponibile te poți vaccina poate chiar în aceea zi. Cum merge partea aia de caravane mobile despre care vorbeam acum o săptămână și acum două săptămâni, mai ales în mediul rural, domnul Baciu? Să știți că este o soluție foarte utilă și foarte eficientă. Sigur că nu vorbim de foarte, foarte multe echipe mobile, pentru că nu există atât de multă resursă umană disponibilă. Și atunci nu... Dar aveți o medie de vaccinări per echipă mobilă realizată în perioada asta? În principiu vorbim de 100, poate 100 și puțin de vaccinări pe zi pentru... O echipă, lucru care este cumva similar și pentru o echipă dintr-un centru de vaccinare. Acum, sigur, depinde dacă toată lumea se prezintă la timp, dacă există deja o rutină, dacă oamenii se cunosc, chestiuni de genul acesta. Dar, oricum, e ceva foarte, foarte util pentru că pentru aceste comunități îndepărtate, accesul la servicii medicale în general este dificil. Și atunci... abordarea noastră este de a merge către acești oameni, către oameni din comunitățile îndepărtate. Păi, și nu există posibilitate logistică de sporire a numărului acestor echipe, domnule Baciu, dacă ziceți că pare că prinde dusul la client acasă? Aici trebuie să fie o colaborare extrem de... colaborare între autoritățile locale, între primărie și primar care coordonează autoritatea locală și autoritățile centrale. Depinzi foarte mult de partea de programare, pentru că trebuie să știi câte persoane își doresc să se vaccineze ca să poți să pregătești numărul de doze, consumabile și echipele care să se deplaseze acolo și să știi cât timp aloci respectivei localități pentru a putea programa următoarea localitate. Deci sunt chestiuni de genul acesta, dar tocmai pentru că ne dorim să nu irosim zile și atunci e esențial ca programarea persoanelor care își doresc să fie făcută foarte exact și foarte precis, lucru care este totuși o activitate nouă. Sunt localități cum era cea de la Fumați, spre exemplu, unde există un grup de Facebook, există un sistem de comunicare prin SMS, grupuri de WhatsApp, chestiuni de genul acesta care, prin care poți ajungi foarte ușor la mare parte din locuitorii respectivei comune, însă nu toate localitățile din România au un astfel de sistem de comunicare cu autoritatea locală și atunci poate pe alocuri sistemul acesta poate să fie finalizat într-un timp mai lung. Domnule Baciu, o ultimă întrebare, dacă aveți o statistică. Au apărut destul de multe cazuri, cel puțin în percepția noastră a făcătorilor de televiziune, de oameni care s-au vaccinat și ulterior s-au infectat cu COVID post-vaccinare și unii dintre ei au și ajuns la ATI. Aveți o statistică în sensul ăsta? Din noi anul de vaccinați, nu știu cât suntem, 3 milioane, 5 milioane, dacă împărțim pe cei care au făcut o doză sau două doze, câți dintre acești vaccinați au ajuns la terapie intensivă? Sunt trei elemente esențiale pentru o astfel de discuție. În primul rând, trebuie să știm când ajungem să avem imunitate, imunitatea maximală oferită de vaccin, protecția oferită de vaccinare. Aceasta începe să ajungă pragul maximal cam la două săptămâni, două, trei săptămâni, după doza de rapel. Dacă se întâmplă să intrăm în contact cu o particulă virală, să inhalăm efectiv o particulă virală care ajunge să cantoneze în interiorul organismului și ulterior să se replice, și noi suntem în anterior de acest moment de 2-3 săptămâni după rapel când avem... Da, e posibil să ne infectăm, de acord cu dumneavoastră, dar avem un număr al celor infectați? După a doua doză, din ultimele cifre, vorbim de undeva între 1500-2000 de persoane
Însă aici trebuie să fac o mențiune extrem de importantă. Există un număr foarte, un procent foarte mic de persoane care nu câștigă protecție împotriva acestui virus. Deci ziceți 1500-2000 cu totul? Este o aproximare da, foarte groasă. O să revin o dată în cursul acestei. Sunt ferm convins că îmi veți pune la dispoziție. Dar din ăștia avem și un procent din ăștia 1502 câți au ajuns la terapie intensivă? Să poate asta face ce vreau să vă spun. Faptul că este un procent foarte mic de persoane care nu dezvoltă protecție nici ca urmare a trecerii prin boală, nici ca urmare a administrării vaccinurilor pe care le avem. Deci persoanele respective, constelația genetică pe care o are o asemenea persoană, nu îi oferă pur și simplu protecție nici ca urmare a trecerii odată prin boală. Atunci aștept de la dumneavoastră, domnule Baciu, dacă îmi puteți oferi ulterior aceste emisiuni, datele solicitate, cât s-au îmbolnăvit și cât s-au ajuns la terapie intensivă, sunt convins că mi le veți pune la dispoziție. O să caut aceste date și vi le... Noi le avem, însă nu le avem updatate zilnic, le cerem la un interval de timp, tocmai ca să putem să evaluăm un trend. Tocmai de asta manifest și o înțelegere. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și în această seară. Spor la treabă și ne auzim pe măsură ce operațiunea asta continuă.